Nu fusese umflat de roata la un service în Elveția? Cu aer elvețian? Și tu, că atunci când jucați... Da, da, ideea mea a aparținut, ideea mea. Și am desfăcut ventilul, că ieșea ventilul la 3 minute. Și eu am tras aer elvețian. Zic, luați-mă, frailor, și voi aer elvețian. Și toată lumea am servit aer elvețian. Eram suspect pentru Rațiu, fiindcă cred că dacă ceream un salariu foarte mare, cred că Rațiu din prima m-a accepta. Deci dacă ceream eu 15.000, ia dă-mi, domnule, 15.000 pe lună. Da, asta cred că de la cafea. Și atunci am început să mă gândesc în tinerețe, în copilărie, în regie, bă, nu cumva oamenilor ăsta trebuie să le spui, domnule, mult, dă mult. Și atunci te respectă. Eu dacă săracul de mine de 20 de ani am zis, nu vreau nimic, nu vreau, nu-mi trebuie, nu aia. A zis ăștia, imediat m-au arestat. Zis, tu ești un infractor, tu nu ceri nimic, tu ești dubios, tu nu iei nicio șpagă, la pușcărie cu tine. Cred că acolo am greșit. Cert este că Rațiu zice, domnule... Nu faci contracte cu statul. Ești, da, nu faci, te izolează toți, te marginează. Rațiu zice, domnule, ești cam dubios, dar mă mai gândesc cu tare, e interesant, că asta mă bași pe profit și așa mai departe. Cert este că el după vreo 2-3 zile sau poate mai mult, are chiar și o discuție cu Cristoiu, începuse, cred că războiul din Serbia, și Cristoiu spusese un editorial că, în fine, împotriva năzuințelor politice ale lui Rațiu, Rațiu avea alte convingeri cu războiul ăla, Cristoiu altele, și Rațiu zice, gata, fie ce-o fi, chiar dacă Diaconescu le-a un escroc, îl chem la mine la ziar, profitul cum vrea, jumate. Dom'le! Când am văzut că mă sună iar Rațiu, gata, frate, zici și făcut, ne apucăm de treabă, dăm ștampila ziarului, dăm aia. Mai mult decât atât, văzând eu că Rațiu e puțin disperat după mine, zic, domne, dar eu ziarul, nu vă deranjează că am și eu ziarul meu oglinda. Nu, domne, foarte bine că ai, dar vă deranjează că în tipografia dumneavoastră vin și eu să-l tipăresc. Rațiu să cam uite așa și acum el începe să capete încredere în mine. Adică eu acum deja devenit să mai lacă un puțin. Jumate din profit îl negociază, dar acum mai vreau și moca tiparul ziarului. Și atunci Rațiu zice, bă, bineînțeles, să vii mâine la tipografie să-l tipărești. Cum este? Dom'le, și mă duc eu la ziar. La ziar acum trebuia să iau imprimire de la domnul Cristoiu, inventarul, tot treabă rost. La ziar ce găsim? Un parc auto impresionant. Mașină Volvo, mașină Mercedes, mașină cu tare, mașină cu tare. În afară de cele 500 de telefoane. De... Da, bine, în afară. Parcul auto, cu ăsta am început. Și găsesc un Tico. Da. Știți că apăruseră Ticourile sau Matiz, nu mai știu ce a fost înainte. Tico, nu? Tico. Da. Și eu, cum săranul din Caracal, a ajuns. Aveam un fotoliu de la de piele, mă, îmi trecea de urechi de cap, fotoliu de piele. Mă învârteam așa în el, aveam secretara doamna Popa, da, care o am și astăzi. Da? Doamna Popa este cea mai tare secretară din România, în sensul că a fost înainte de 89, cea mai tare secretară era din tot Bucureștiul. La toate ministerele a fost înainte de 89 și, pe urmă, Cristoiu, cunoscând-o, înainte de 89, Cristoiu a luat-o în 90, la evenimentul zilei, la zigzag, nu știu ce, și acolo la cotidian. Și nu știu ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, că doamna Popa n-a plecat cu Cristoiu, Cristoiu a plecat cu echipa lui. Și a rămas cu mine. Și eu când am plecat de la cotidian, am luat-o pe doamna Popa, nu știu, până ziua de astăzi. Dom'le, da, și mi-a tras atenția parcul auto, că zic, băi, e foarte mare. Era o parcare unde era cotidianul într-o unitate militară armatei, vis-a-vis de spitalul militar. Plevnei. Pe Plevnei? Da. Bă, și o parcare mare, mare, eu n-am mai avut loc să intru cu mașina mea. Bă, zic, frăție, câte mașini aici, câtă benzină s-o cheltui, hai să vezi ce economii fac. Și eu zic, Ionică era... cum să spun eu, un fel de șef al parcului auto, dar pe urmă am mai aflat ceva despre Ionică. Zic, Ionică, bă, ce-i cu mașinile astea, mă? Cine are, mă, Volvo? Domnule, Volvo, domnul director, are directorul de la publicitate. Oi, bă, n-ai bine. Ia să văd că e bine că are Volvo, când se duce să negociezi. Bă, Mercedes-ul cine are? A, Mercedes-ul are domnul director de la difuzare. Ei, zic, nu vorbi. Bă, da, zic, ăștia Audi, Opel-uri, cine are, mă? Ei, Audi, șefii de secție, Opel-uri, ăștia, reporterii de teren. Băi, băiatule, nu, păi ce poți să-mi povestești? Bă, dar câte aveți, mă? A, vreo 60 ceva de mașini. Aha. Și la un moment dat, nu știu ce îmi vine și zic, da, auzi, Tico ăsta, cine l-are, mă? A, Tico, nu știți? Ăsta e Ionic. Nu. Ce, Tico? Eu îl conduc. Băi, nu, tu ești șeful parcului auto și tu conduci Tico, mă? Hai, mă, ce dracu, mă? Zic, nu ți-a luat, știu, un Opel, un Merțan, un Volvoan. A, nu, domnul Diaconescu, că... A, păi ce, domnule Diaconescu, dar dumneavoastră chiar nu știți? Păi credeam că știți. Zic, bă, Ionică, nu mă mai perperi, nu mă țin în tensiune. Ionică era cam cum sunt eu acum, șeferezada. Foarte haios șoferul. Și zice, păi, domnul Rațiu merge cu Tico. A, cu
cum să meargă rațiu cu ticul. Cum? M-am prăbușit în fotoliu meu. Băi, zic, hai mă, Ionică, îți bă, joc de mine. Acum îmi arde de glume și de asta. De ce să meargă cu ticul? Nu, domnul Diaconescu, eu aici, știți că eu sunt aici dinainte de Cristoiu. Cristoiu venise și el după Tia Șerbănescu, după alți, așa zici, mari ziariști. Asta Ionică traversase toate dinastiile astea. Și zice, a, păi nu știți. Păi când a venit domnul Rațiu prima oară și a făcut ziarul ăsta și le-a dat la toți bani pe mână să investească fiecare director cum a vrut, toți și-au luat Opel-uri, Volvo-uri, Mercedes, cum ați văzut în inventar. Așa zic, și domnul Rațiu a zis, trebuie să am și o mașină mea cu care să merg. Eu nu vreau să merg cu mașina de la partid, spre deosebire de Crin Antonescu de astăzi. Și zice, și nici nu vreau să merg cu mașină de la Parlament. Că era deputat, nu știu, senator. Și atunci Ionică l-a întrebat, păi și domnul președinte Rațiu, și dumneavoastră, adică ce vreți să spuneți? Bă, eu vreau să spun așa, că eu trebuie să merg cu o mașină de la Ziarul Cotidian. Ziarul meu, singura mea afacere din România. Păi eu care-s miliardar, păi ce, bă, iau eu bani de la bugetul țării, iau eu de la gura poporului bani, mă? Da, domnul Rațiu, așa, atunci ce vreți să vă dau Volvo, dumneavoastră, vă dau Mercedes, să vă dau... Bă, fii atent aici, tu nu mă jigni pe mine, că străbunii mei, bunii și străbunii mei, la Turda, la Marea Unire, ei au făcut țara asta mare. Băi, mie îmi dai o mașină românească? Nu umblu eu cu astea străine și astea. El care, repet, până Anglia, până Londra, mergea numai cu Rolls-Royce, Rolls-Royce, eu Bentley. Eu am crezut că e o bancă, că el mergea cu Tico. Nu, domnule, niciun bancă, așa am crezut și eu. Da, v-au spus, nu e cine, nu vă mint eu. Dar stați să vedeți că povestea e lungă. Povestea e foarte lungă și foarte importantă. Deci fiți atenți, Rațiu ăsta. Domnule, în timpul ăsta, în timp ce Rațiu în povestea asta, ăla Ion Iliescu mergea numai cu girofarul în față, girofarul în spate. Constantinescu, țineți minte cum stătea, zici că avea un băț băgat până, Doamne iartă-mă. Mamă, toți erau niște importanți și aveau coloane în față, coloane în spate, din banii poporului. Asta Rațiu, deși, repet, avea ocazia, avea variante, era deputat, putea să aibă o mașină de serviciu, putea să aibă în toate felurile, nimic. Repet, Crin Antonescu de astăzi, idolul mulțimilor din România, are în garajul vilei sale de 5 milioane de euro un merțan propriu pe care nu-l folosește, deși l-are, dar folosește un merțan care este al PNL-ului, adică este al poporului român, că PNL-ul e subvenționat de poporul din România. Mai mult decât atât, când se duce la Parlament o dată pe an, când se trezește domnul Crin Antonescu, folosește de asemenea o mașină a Parlamentului, iar aia lui stă cu 0 km în garaj, vă dați seama. Trebuie să știți ciocoii care țineți asemenea mașini în garaj, că se coc anvelopele, se coc cauciucurile și se sparg, se rup. Chiar dacă au 0 km, după un an, 2, 3, nu mai sunt bune de nimic. Mă mai intre și niște șoricei și obolan pe la conductele, pe la Delcou și le rot conductele. Așa că e bine să vă folosiți mașinile și să nu mai folosiți mașinile poporului. Folosiți mașinile proprii. Ăștia fac precum scoțienii, da? V-am zis, doi scoțieni se întâlnesc și scoțianul îl vede pe unul fumând și zice, dă-mi și mie o țigară. Și ăla zice, nu mai am, că asta era ultima. Atunci trebuie să fumez din ale mele. Zice așa, așa face și Crin Antonescu și cu Victor Ponta. Mă rog, de Băsescu nu mai vorbim. Așa, și revin, aflu că de la Ionică, că el conduce un Tico, el care era șeful parcului auto, și inclusiv Rațiu merge cu Tico. Și eu rămân interzis, blocat, cum rămâneți dumneavoastră în această seară, la această poveste la Gura Sobei. Și nu, și îl întreb pe Ionică. Și zic, băi, și ce mă, Rațiu, mă, cu Tico ăsta, că Tico ăsta erau niște variante de Tico care nici nu aveau patru uși, nu puteai să stai în spate. Nu? Tu ca șef trebuie să stai pe bancheta din spate dacă ai șofer. Șoferul în față și tu în spate. Și Ionica zice, nu că domnul Rațiu este foarte fericit că merge cu mașină românească și stă în față lângă mine și se ține cu mâna de, cum se cheamă chestia aia? Mânerul ăla. Măner. Cum se cheamă? Și eu acum deja mi-l închipuiam, că e unica povestea mai frumos decât vă povestesc eu. Eu nu prea am talent la povestit, că dacă aș avea talent ar fi altceva. Și se ținea Rațiu așa, parcă vi-l închipuiți pe Rațiu cu papion din ăla, cu burinuțe albe, negre, și se ținea așa cu mâna. Și zice, și mergem așa pe maghierul, pe Calea Victoriei. Și pe la trecerile de pietoni, că noi oprim, nu trecem noi pe roșu și avas. La trecerile de pietoni, stăm așa și dăm prioritate la pietoni. Și pietonii zâmbesc la domnul Rațiu și domnul Rațiu le face cu mâna. Eu, și cu acum, eu mă gândeam deja că pietonia de fapt râdeau de Rațiu, știi? Mă gândeam, dar nu știam dacă râdeau sau erau. Și mă gândeam așa, cum să stea mă Rațiu? Elizabeth cu Rolls-Royce. Da. Elizabeth când pleca la Londra la cumpărături. Dă seama ce patriot a fost omul ăsta? Elizabeth mergea cu, cum să spun, cum se cheamă alea care ții rochia așa la
la regine, la prințese, care le ajută să se îmbrace, cum le cheamă pe alea? Cameriste, nu știu cum să le zic. Cameriste ajută. Deci când Elizabeth pleca la cumpărături, cum pleca ea pe acolo, în zona Downing Street sau cum se cheamă strada, ea își lua niște ajutoare care să care sacoșile la cumpărături, să aleagă modele, nu știu. Dar Elizabeth nu suporta ca alea să meargă cu ea în mașină. Deci Elizabeth avea Rolls din ăsta, cu de-asta limuzină Rolls-Royce, cu uși din alea multe. Și atunci Elizabeth mergea singură în limuzina ei și astea, cameristele astea, cum să le spunem, ajutoarele, mergea un alt Rolls-Royce în coloana lui Elizabeth. Iar... Și era o discrepanță foarte mare. Iar ăsta, Rațiu, aici cu un Tico, vă închipuiți. Ăsta în Tico, împărțiți ecranul în două. Ăsta în Tico, România, și în aceea secundă Elizabeth în Londra cu Rolls-Royce-urile pe stradă, pe acolo, pe centrul. Da. Și Rațiu se mai ținea și de chestia. Și mă gândeam, bă, zic, la o frână la asta, zboară pe ăsta, Ionică, îl aruncă pe Rațiu, pe-n parbriz. Pierdem patronul, pierdem puterea. Pus că Tico e Tico, ați văzut, dacă e o rafală mai puternică de vânt, s-a dus. S-a terminat, îl ia vântul și l-aruncă pe alte șosele suspendate. Noroc că nu le-a construit opresc. N-a apucat. Și atunci i-am zis lui Ionică, bă, Ionică, bă, nu-i normal, mă. Și lui îi place treaba asta, da, îi place. Bă, dar el știe că ăsta de la publicitate angajatului merge, mă, cu Volvo. Știe, dar el nu vrea, el e modest, el e cu tare. Mă, incredibil, zic, Doamne, ce descoperim în România asta. Bine, îl văzusem pe Rațiu, că e cu pepenele, cu fleica, cu cutare, cu vinul, cu bazinele dimineața. Văzusem că e un din popor. Bă, da, chiar așa cu Tico. De ce să nu-ți faci piscina? De ce să nu-ți faci piscina, da? Bună, mai fac o paranteză. Da. Eu acasă, ca un țăran de la Caracal ajuns, căpătat la București, da, când mi-am căutat eu casă, după ce am ocupat apartamentul, da, de militar, după ăla de Calea Victoriei, și după ce mi-am găsit o casă în centrul orașului, când nu v-am povestit casa mea cea veche, cum îi spune fii mea, casa cea veche, am zis, bă, nu pot să stau în casa asta așa de veche și de mică și de... în centru. Trebuie să iau o casă de asta mare, cea mai frumoasă. Care e cea mai frumoasă casă din București? Am dat la agenții imobiliari. Bă, care e cea mai frumoasă casă? Păi ar fi aia. Bă, sigur, asta e cea mai frumoasă. După ce mi-au găsit ei vreo 10 poze cu case, am dat la alții, de ăștia, arhitecți speciali, și căutam una gata făcută. Eu n-am răbdare să construiesc sau ceva. Și am dat pozele, i-am legat la ochi pe toți, bă, zic, ia vezi, pe pipăite pe asta, ca să nu fie, să nu greșesc la alegerea asta. Și le-am învârtit pozele așa, ca la Alba Neagră, i-am sucit. Bă, zic, sigur, asta e mai frumoasă, da, asta. Le-am pus poze din alte unghiuri, ca să încerc să-i încurc. Și au căzut de acord toți specialiștii ăștia, ai mei specialiști. Prieteni, așa, oameni de încredere, că asta e casa cea mai frumoasă, care eu trebuie să o cumpăr. A, da, da, asta e poveste lungă cu casa cea mai frumoasă. Mamă, dar ce poveste e asta? Vă spun într-un alt episod? Asta cu casa? Vreau să spuneți asta cu piscina. Cu piscina. Păi ajung, păi trebuie să ajung la ea. Și ajung, hai ca să nu vă perperez, să încerc să scurtez. Și convingem noi, adică ei mă conving pe mine și eu pe ei, că asta e cea mai frumoasă casă, cu arhitectură, nu știu cum, românească, dar modernă, construită în 1998. Asta nouă casă. Asta unde locuiesc eu acum, unde am dormit eu azi noapte. Așa. Vorba bine, am dormit. Adică unde am dormit astăzi, că eu dorm în timpul zile. Și pe colțul canapelei. Și, ba bine, mai îmi dă fimea cât un picior și câte o mână și asta și mă trezește și e mai complicat, mai cad din pat uneori și da, că ea mai visează cum sunt copii și mai dă din picioare și mă întorc acum la casa, așa, ale casa, frumoasă, cu tare cu arhitectură modernă, arhitect român, construit în 1998, nouă în usă, cum ar veni, curte mare, frumoasă, vecini normali la cap, fără ciocoi, în vecinătate, fără nimic. Și acum ajungem la casa asta ca să negociem cu... Evident că am ales dintre casele de vânzare. De vânzare, categorie. Și ajungem să negociem cu proprietarea acestei case. Doamne... Și răspunde doamna. Era o doamnă și cu un domn. N-aveau copii, 50 de ani, în medie fiecare, da? Foarte, foarte bogați. Cine putea să aibă asemenea casă? Și acum începe povestea vieții mele, dar abia de acum începe povestea. Și vorbesc cu doamna. Doamna mă recunoaște de la televizor. Sună ușa, țăr. Știți că sunt Dan Diaconescu, cu tare. Da, vă cunosc, da, ce doriți? Am zis că casa dumneavoastră este de vânzare. Da, este de vânzare. Și m-ar interesa. Aș putea să o văd și prinăuntru, că noi acum aveam doar poze cu exterior. Aș putea să o văd doar înăuntru? Să uite la mine așa, de sus până jos, de jos până sus. Iată, respectatoare, dar mi-am atenție mare.
Vă dați seama dacă nimeream peste vreuna care nu s-a uitat la OTV sau... Păi, de cap. Și zice, da, dar nu astăzi. Zice, dar ce se întâmplă astăzi? Nu aș putea, că zic, eu am un program complicat, am emisiunea. Nu sunteți încălțat potrivit. Păi, de ce, doamnă? Sunt de la Armani, ghetele mele. Nu intră nimeni cu ghete la mine în casă. Și zic, dar n-ați vrut să o vindeți? Nu mai este de vânzare? Nu. Am vorbit serios acum? Nu, în cazul acesta, dacă așa puneți problema, nu mai vând. Dar vorbesc foarte serios. Și pot să vă povestesc mult, fiindcă negocierile au durat aproape un an și jumătate. Ele au fost pigmentate și cu alte vizite de ale mele la asemenea case, fiindcă sunt oaspeții din Germania aici, trebuie să mai fac o paranteză, să-mi ajungeți aminte. Paranteza este chiar în mijlocul acestei povești, este binevenită, zic eu, deși nu mă pricep foarte bine la povești și să înșirui bine faptele, fiindcă femeia asta mai degrabă nu vrea să vândă decât să vândă. Așa. Și atunci am spus prietenilor mei, băi, voi ați zis că e casa asta cea mai frumoasă, dar haideți să alegem și casa numărul 2, eu nu mă gândisem că cineva mă va putea refuza, fiindcă prețul cam știam aproximativ și eram gata să dau și mai mult pentru a o avea. Da? Aveam și bani, era început să serialul Ralph, sau ce a fost înainte de Ralph, mai bun decât Ralph? Romanița, serialul Romanița, da, câștigasem enorm de mulți bani, audiența crescuse uluitor, în fine, nu asta contează, mulțumită, de fapt eu mi-am luat casa din banii poporului român, din banii acestor ascultători sau telespectatori. Bun, și i-am zis prietenilor, băi, asta e puncte, hai bă să găsim altceva, ce e pe locul 2. Și am făcut iar concurs de care e casa cea mai frumoasă, că nu știu, domnule, și am ajuns la o casă făcută de un arhitect german și care la Bienala, nu știu care, de arhitectură de la Hamburg, luase locul întâi. Dom'le, să vă spun cum era casa asta. Cum este casa asta. Deci casa era așa, intrai într-o curte, da? Și curtea asta mergeai, făceai un pas așa prin gazon și hop, ați văzut Michael Jackson primul clip când se aprindeau, când călca el și se aprindea podeaua aia, hop, și se aprindea iarba asta. Ce sens se aprindea? Se colora altfel. Iarba care ea e verde de felul ei, așa e iarba neînsată Dumnezeu, hop să făcea roșie. Mai puneai un pas, hop să făcea galbenă iarba. Păi, zic, teren minat. Pe urmă, mai treceai așa și din gard, așa, mai ieșeau niște de-astea, cum să zic, de irigat. Dacă ați fost până în Israel vreodată, sunt niște furtunași, așa. Ăia în Israel au peste tot furtunașele astea, pe jurul pământ, au apărut și la noi. Și, dar eu dacă nu ies pe stradă, stau urmai la OTV și la casă, nu am de unde să știu. Și furtunașe din astea, așa, stropeau florile, aruncau apă pe gazon. Pe urmă, și dom'le, numai de asta, super tehnologie, nanotehnologie, ajungeai în dreptul ușii. În spatele tău deja se închidea automat poarta asta de la stradă. În dreptul ușii ajungea și noi eram cu proprietarul. Și zicea, deschide-te, sunt eu, proprietarul tău. Și ușa se deschidea. Zicea, da, stăpâne, m-am deschis. Intram în holul acolo, un hol de ăsta mare, mare, așa deschis, cu bucătăria așa deschisă, cum nu-mi place mie, dar mă rog, modern. Și niște ferestre mari. Și se ridicau niște jaluzele, altele coborau. Niște boxe așa de prin pereți, niște muzică de asta așa, un jazz plăcut. Pe urmă, în bucătărie, s-a prindea singur aragazul, ceașca, ibricul cu cafea venea singur, adus de un robot deasupra focului. Și urcai, și iar mai urcai niște trepte. Casa a doua, da, să vedeți ce am pățit și cu casa a doua. Și urcai niște trepte care n-aveau nici balustradă, nici de-astea, cum să vă spun eu, contratreaptă. Băgai piciorul în ea, îți băgai piciorul la propriu, puteai să cazi. Eu care urma să mi se nască copilul, nu mai știu exact în ce an eram, și eu zic, bă, parcă văd pe fiimea la 3 luni pe aici, acum cade pântre treptele astea. Și întrebam, dom'le, dar nu vă supărați, de ce n-ați spus bărăză? E o jignire. Păi în asta ați venit în casa unor arhitecți și ne întrebați asta. Păi de 4 ani nu se mai pun balustrade la trepte și la asta. Bine, fiecare treaptă era diferită ca și culoare. Și îi prezentau cu o baghetă din asta, îmi prezentau casa. Uh-huh. Că trec de la una la alta. Și prezentau. Și zicea, aici e marmură de cutare din Columbia adus. Aici e marmură din Mozambic. Aici e marmură de cutare. Și urcam treptele alea care, repet, puteai să-ți frângi gâtul atunci la vizionare. De pe ele puteai să cazi. Da. Și ajungem la etaj. Și la etaj, o baie mare. Baie în mijlocul etajului. Opa. Și zic, o, dar ce baie.
Bineînțeles. Ne așteptam să ne lăudați pentru această baie. Este ideea noastră. Ne-a venit în anul 4 de facultate. Ei, soț și soție, erau ambii arhitecți. Era amestecul fatal, cum să spun. Și ce aici, baia, ne-a venit ideea în anul 4, dar n-am putut să ne punem în aplicare. Abia acum, când am câștigat și noi niște bani, am adus aici cu niște macarale pe afară o piatră mare de bazal sau nu știu ce au dus ei, granit, o rocă mare, câteva tone. Și s-a sculptat în ea, vreo 2 ani de zile, s-a sculptat cada. După ce s-a sculptat cada în piatra aia mare, a fost foarte complicat să dăm găuri pentru a băga conductele. Și au făcut-o în curte. Nu, nu în curte, domnule, în mijlocul casei, Doamne, ce anul, vai, de mine, vă rog frumos, nu știți ce înseamnă arhitectura modernă. Și cada acolo și cu niște lemne în jurul căzii și urcai niște trepte. Ce, domne, cea mai frumoasă casă care ați văzut-o vreodată în reviste, în filme? Am văzut multe, domnule. Uitați-le, asta era peste, mult peste. Da? Și după aia, după ce mi-au prezentat și cada și lângă cadă, era patul. Patul lângă cadă, la 7 metri mai încolo patul, dar în aceeași încăpere. Și cum, tot dormitorul lângă... Da, doamna Amcean, dar sunteți rău în urmă cu arhitectura. Și în asta ce vă povestesc, că era până 2008, 7, nu știu cât, 6. Și tot în camera aceea, mare, de vreo 200-300 de metri pătrați, mai încolo era WC-ul. Exact cum aveam eu 5 ani mai târziu, în pușcărie, în celulă. Deci WC-ul lângă pat, mă rog, eu n-aveam cadă în celulă, aveam era un fel de duș. Da? Deci exact ca în celulă era. Și mă uitam așa la ei, asta e ce puteam să le zic, de aia, de aia. Și ei zic, dar acum să merge să urcăm la piesa noastră de rezistență. Zic, mai urcăm, eu nu mai urc. Erau tot drept de linele. Deci am o lasă cu amețeală. Nu, zice, trebuie să urcăm, să vedeți ceva ce n-ați văzut în România. Și urcăm noi trepte și... Mă, eu nu mă uitam în jos, că sigur leșinam. Și urcăm sus și, într-adevăr, nu puteam să urcăm jos. Și acolo, domne, ce să vezi? O piscină. O piscină la ultimul etaj. Așa ceva nu mai văzusem. Nu mai văzusem decât la Intercontinental, piscina la etaj. Și ce m-a frapat? Deasupra piscinei era cerul liber. Și zic, bă, nici măcar nu e piscina închisă și nu știu. Și îi spun, domnule, aici, pentru cum dorește fiecare, aici noi putem să închidem, aici ea avea și un perete deschis către stradă. Era cam cum e Stadionul Național Arena. Erau într-o încăpere, dar care n-avea pereți, n-avea acoperiș, cum să vă spun. Era futuristă, da. Dar eu tot înjuram în gând, cam cu aceleași cuvinte. Tot cu ful la început și cu ceva la sfârșit. Și văd eu piscină. Bine, e că se putea pune un acoperiș, se putea pune un perete. Și perete. Da, și perete. Până urmă, ales banalită distracție. Dar eu rămas interzis acolo, așa mă uitam la piscina asta. Păi toate casele astea, 10 selectate, aveau piscină în ele, să fim bineînțelegi, da? Piscina interioară, piscina inclusă, nu de asta în curte. În curte mai există. Și eu zic, da, interesant, mai îmi revin mie vorbele. Buzele mi se uscaseră, chiar dacă era umiditate acolo în camera piscinei. Piscina făcea și niște valuri din alea, am uitat să vă puteți. Valuri. Din apa, din piscină ieșea și o muzică. Nu mai era jazzul de la parter. Da, era un fel de muzică simfonică care ieșea din apa aia. Se schimbau luminile. Culorile apei, culoarea apei se schimba de asemenea în funcție de muzică. Cum cânta conform, cum era Bach. Nu se gândise Bach când compusese bucata asta, că muzica lui va trece și până apă și pun valuri. Bun, și mi-am umezit puțin buzele și zic, bun, și prețul? Asta mă interesează, de a veni să negociem. Casa o mai știam eu din poze, era casa number 2, da? Era a doua ca opțiune, ca cea mai frumoasă casă din oraș. Și ăștia se uită așa, nu poți, ea frumoasă, el și el frumos, dar tot ceilalți din ăștia, șoricei de bibliotecă la arhitectură, terminaseră cu 10, luaseră premiul la Bienala din Germania cu această casă. Casa fiind dovedită cea mai... Da, cea mai belea. Da, cea mai... Ca să vede și nemții aia ce gusturi poate să aibă. Bun, și ei se uită așa puțin la mine, contrariați, bă, ăsta, ce vrem, mă, diaconescu ăsta, nenorocitul ăsta de ziarist, urmează peste 7 ani să-și facă și un partid controversat, pe care noi oricum nu să-l votăm, că suntem niște elitiști, niște intelectuali. Și ce preț, domnul diaconescu? Păi zic, prețul, cu cât vindeți casă? Noi? Da, zic, noastră. Nu vindem. Nu pot să cred. Da.
Și eu am rămas așa blocat, cât pe ce să cad în piscina aia, eu nici nu știu să not, cum trebuie, era piscina adâncă. Și eu zic, cum adică nu vindeți? M-am tot gândit, m-am uitat în spate la asta, că m-a adusese unul, un fel de agent imobiliar. Bă, ăsta lasă și el capul în jos. Lasă capul în jos. Și eu zic, băi, fii atent, cred că e o confuzie. Cred că e de închiriat casa. Că ei îmi spuseseră că aici, dacă nu vă place fără tavan piscina cu mine Național Arena, o facem un tavan. Îmi zisese. Mă zic, deci trebuie să fie vorba de închiriere. Oricum mi-am pierdut timpul, că eu nu vreau să închiriez. Dar hai să vedem, să încercăm. Și zic, a, dar e de ce de închiriat? Nu, e așa, simultan. Ei nu prea se înțelegeau între ei. Erau într-un fel de divorț. Nu știu dacă până astăzi au divorțat, dar aici ei căzuseră de acord. Nu, nici de închiriat. Și atunci am zis, păi și atunci, de ce m-ați chemat, de ce m-ați lăsat să vin? Că nu mă chema să iei. Eu mă autoevitasem, da, că agentul ăsta m-a dus să se acolo. Ce, era eu un prototip, era pentru atunci prezentare. Și ei spun, nu știu ce, vom urmări la televizor și pentru noi este o bucurie să vă prezentăm această frumoasă casă. Și am vrut să ne cunoașteți, să vedeți de ce suntem în stare. Asta e visul nostru din studenție și noi vrem să facem cu timpul casă și mai frumoasă. Și prin dumneavoastră, prin emisiunea noastră, să promovați aceste idei frumoase ale arhitecților români, să că nu mai avem nevoie de arhitecți din străinătate, că noi arhitecții români suntem foarte buni și atunci dumneavoastră să ne ajutați prin intermediul televiziunii să cutare. Eu deja nu-i mai auzeam. Mi se părea că am luat o raznă. Păi zic, ăștia sunt nebuni sau eu sunt nebun. Tot timpul eu bănuisem cu oamenii ăștia foarte deștepți că au ceva lipsă, știți cum se spune, unde e multă deșteptăciune și multă prostie. Păi, dar mă uitam la ceas. Era cât pace să întârzi la emisiune. Zic, uite, bă, ce timp am pierdut acum. Bineînțeles că ajunsesem aici refuzat de că să ne întoarcem la casa în care stau. La doamna. Păi, uite, bă, ce, cum sunt bucureștenii ăștia, doamne, pupața aia, ștălpile. Mie mi se mai spusese la Caracal, când uneori părinții mei mă trimiteau la rudele lor din București, căci tatăl meu avea un frate și o soră în București. Și eu, cum eram copil pe acolo, să călătoresc și eu undeva în timpul vacanței, părinții mei nu aveau bani, ce du-te mă, știu, în excursie la București. Adică excursia era să mă duc la unchiul Titi, care a murit, Dumnezeu să ierte, sau la tantica, care a murit și ea, Dumnezeu să ierte. Și atunci, du-te la unchiul Titi, du-te la tantica. Când mă duceam la unchiul Titi și la tantica, părinții mei îmi spuneau, mă, tu vezi acolo să fii cu minte. Tu să nu intri în vorbă cu bucureștenia, cu alții decât rudele noastre. Când te duci la film unde te-or duce ăștia, mătușa și unchiul, că, păi de ce mă, mamă, tată? Mă, bucureștenii sunt mai ciudați așa, ei nu sunt ca noi ăștia de la țară. Acum v-ați adus aminte. Mă, dați-mă, zic, dați-mi detalii de ce sunt. Ei, lasă, că tu ești mic, nu știi tu. Nu știi tu. Du-te acolo la București, da? Stai pe locurile tale, stai pe fundul tău, nu intra cu voi. Și acum mi-aduceam aminte, bă, ce ciudat sunt București. Bă, dar poate fi nimerit, eu greșit. Numai la ăla și la ăla. Bă, cu să mai caut și a treia casă, nu mai vreau, frate, să fac așa ceva. Și atunci am rămas în casa cea veche. Am rămas în casa cea veche. Până când primesc chiar un telefon de la doamna, de la casa asta în care stau acum. Ghetele după 6 luni. Alo, domnul Diaconescu? Da, doamnă. Mi-a plăcut mult emisiunea dumitare de aseară. Până la urmă, pe mine toate emisiunile astea m-au salvat. Vedeți, mereu în viață. Mi-a plăcut mult emisiunea asta. Au zis, pentru felul în care a spus problema și cu invitații și cu mine, știi ceva? Vă las să-mi vizitați casa. Oh, mulțumesc, dar vorbiți serios, adică femeia nu v-a lăsat să da, vizitați casa care vrea să o cumpere? Să o vândă? Da, da, exact. Și care, pe care cerea și niște bani foarte mulți. A, dar notați-vă să vă spun eu cu altcineva din cartier de acolo de la mine. Să vă spun ce am pățit eu cu altul din cartier. Dar notați-vă cu unul cu un teren. Hai să vă spun pe aia tare cu teren. Și eu zic, doamne, mulțumesc mult, mă onorați cu fiecare telefon pe care mi-l dați. Ce să mai început să plâng de emoții la telefon. Eram mai fericit ca niciodată. Că în sfârșit puteam să vizitez casa. Da, puteam să vizitez casa pe care urma să dau, pe care urma să plătesc o grămadă de milioane de euro. Nu mai puteam de fericire. Că de-aia vă spun că la povestea cu cafeaua, nu înțelegeți? Asta mi-a făcut mie cum mi-am făcut eu lora cu cafeaua. Adică s-au răzbunat pe mine cei care au cumpărat cafea la un preț mult mai mare decât se merita. S-ar putea ca printre cei, printre cumpărătoarele mele de cafea, să fi fost asta în tinerețe. Sau vreo nepoată de ei. Sau vreo fată. Nu dați seama cât a prânjit la kilogramul ăsta. Fiți atenți aici. Și
A, nu vă spun că în timpul ăsta, de ce eram atât de nefericit și de trist? Mai țineți minte când făceam emisiunile acum 5-6 ani, când eram mai trist și mai abătut, din cauza asta eram. Fiindcă asta nu mă primise, fiindcă aveam ghete în picior. Și nu mă primise și între timp, până la telefonul al doilea pe care mi l-a dat 6 luni, crescuse prețul ca la Balamuc, fiindcă creșteau toate prețurile în România. A, da, era povestea aia, bula imobiliară. Păi, de capul meu, zic, uite, bă, pentru niște ghete nenorocite am pierdut nu știu câte milioane de euro. Prețul deja nu mai era 1 milion, nu știu cât, era 2 milioane, nu știu cât. Dar ce, să făcea 3 și ceva dacă mai așteptam. La un moment dat, când mai plecam de la servici mai devreme, pe la 4-5 dimineața, ce credeți că făceam? Plângeam așa pe volan. M-ați văzut de multe ori în intersecții plângând pe volan singur. De ce râdeți tu? Nu mă face să râd, e povestea foarte tristă. Cum să-și aleagă? Deci asta nu e o poveste fericită. E o poveste tristă. Și plângeam la volanul mașinii, prea pe la intersecții. L-ați văzut ăla ciocoiul din Constanța, Nicușor Constantescu, pe mort. Dormi, cum a dormit la volan? Da. E cam așa și eu, dar eu eram trist și plângeam. Și ca să nu mă vadă polițiștii prin intersecții sau pietonii care mai traversau la ore târzii, mai stăteam și zic până să treacă lacrimile. Și ce făceam? Mă duceam pe strada aia, unde era casa pe care eu visam și zic, ia să văd, mă, bă, ce se mai întâmplă, mă? O fi scris asta, for sale, pe ea, o fi vândut-o, s-o fi întâmplat ceva, o fi murit femeia, zic, să văd vreo candela prins, o fi pe moarte, o fi vreun steag de la negru la poartă, cum am văzut, de ce râdeți? Cum era la mine în Oltenia? Bă, și cum treceam? Da, aceasta, Maia... doamnă, stătea tot acolo? Da, unde se stea? Era în casa da, ta? Da. Da, să vedeți. Povestea e foarte lungă. Vreți să continuăm într-o altă seară? Da, nu, acum. Și, domnule, cum treceam pe stradă, vedeam gardul casei la care eu visam, era lung, părea că nu se mai termină. De cum zic agenții imobiliari, deschidere mare la stradă. Deci proprietatea era foarte valoroasă. Și gard frumos și cu personalitate. Nici veceu, nici cașcarabet. Păi altfel puteam să mai trec eu noaptea. Nu mai așa puteam să trec. Nu mă vedea nimeni. Dom'le, și cum treceam cu mașina, parcă mi se părea casa și mai frumoasă. Niște brazi, creșteau brazi în curte, brazi din aia argintii, de aia albi. Hai de capul meu. Și vedeam în zare, în spatele casei, cum spunem noi, la Caracal, în fundul curții, dar e urât spus aici. Așa, în fundul curții, știi ce se vedea? În fundul curții, se vedea reflectând în niște oglinzi, prin geamurile uriașe, prin niște vitraje scumpe. Se vedeau aburii de la piscina încălzită. Asta e. Și săreau stropii, da, că valurile astea, parcă se enervau unele pe altele, erau... Stăteau singure valurile în piscină și se loveau una de alta și mai sărea plosc câte un strop pe vitralul ăla despre stradă și îl vedeam până geamul de la Rolls Royce și zic ce dracu mă plouă afară. Mi se părea că s-ar strope pe geamul meu. Mă dădeam cu ștergătorul, mă dădeam cu apă de la din vasul de expansiune al motorului Rolls-Royce și să curăța geamul. Făceau, că ștergătoarele la Rolls, știți cum sunt așa, ați văzut filmele cu mașinile nemțești? Vin așa. Ele nu sunt normale să dea dreapta asta. Cum de la mine la cealul la mașină. Asta vin așa unul către altul. Și zic, bă, dar nu se șterge ca lume. Cel că am dat atâția bani la rol și întotdeauna nu se șterge parbrizul. Când acolo era picătura sărită pe vitralul ăla de la piscina, încălzită și acoperită de geamuri. Bun, să revenim, că povestea e foarte, foarte tristă. Și pe ce treceam, mai stăteam cu piciorul pe frână în dreptul casei până când s-aprindeau luminile pe la casele de pe alături. Apăreau bodyguards de la celelalte case și, ca să nu par suspect, mă uitam așa cu jind, o lacrimă de tristețe, nu de bucurie, mai se prelungea prin coada ochiului și băgam viteză și plecam. Și cu atât mai frumoasă mi se părea casa pe care o pierdeam pentru niște ghete. Aia nu mi-explicase de ce nu mă băgase în casă, ci că nu sunteți îmbrăcat. Dar ghetele erau curate, erau de firmă, erau frumoase, erau negre, asortate cu costumul negru. Unde greșisem? Erau legate și returile la ghete. În fine. Și primesc telefonul miraculos. Dom'le, dacă vreți, mi-a plăcut emisiunea de aseară, să veniți să ne vizitați casa. Păi, de capul meu, n-am mai putut să...
Păi șase, n-am mai putut să dorm noaptea de fericire și de emoții. Ați spus emisiune până zic, așa. Doamne, dacă casa e așa de frumoasă cum se vede prin ferestre, ce-o fi înăuntru? Și mai ales aia nu m-a lăsat, și cu tare. Avusesem experiența cu casa asta, asta ce vă povestesc, era pe unde are Crin Antonescu acum casa aia cu piscină sus, pe lângă actualul bloc al lui Crin Antonescu. Tot așa pe malul lacului, pe malul lacului ăsta din Floreasca, din zona de nord a orașului. Și eram fericit, ce să mai... Dom'le, n-am mai dormit, n-am mai nimic, dar parcă nu eram deloc obosit. Și m-am trezit, n-am mai mâncat nimic. Și urcă-te în mașină să nu întârzi la întâlnire cu femeia. Am ajuns cu vreo 2 ore mai devreme. Am stat în mașină, m-am uitat la ceas. Dă-i, uită-te la ceas. De emoții, mă uitam când la ceasul de la mână. Eu nu prea por ceas, dar mi-am luat ceas să o impresionez pe femeie. Să mă vadă femeia aranjat, mi-am mai luat ghete, mi-am luat niște pantofi frumoși, așa, pantofi modești, un ceas, o cravată. Deci aveam ceas la mână, mă uitam la ceasul de la bord, că aveam și ceas în mașină. Și mă uitam la ceasul din mașină, emoționat, mă uit, se face fix, bate gongul, bate pendulul, hop, mă dau jos din mașină și sun la poartă. Poartă frumos, cu sonerie, cu videofon, cu interfon, sun acolo și răspunde femeia. Cum răspunde? Ca pe timpul la Creștin, la Voiculescu, bzzz, se deschide ușa. Aoleu! Zic, în banii ăștia am și ușa de asta cu deschidere de departe. Zic, Doamne, Doamne, trebuie neapărat să mă mut aici, cum avea Voiculescu acum 22 de ani. Așa o să am și eu. Și se deschide ușa și mai urc niște trepte, trepte late, așa, frumoase. Și urc treptele, pac, iar ajung la ușă. Ușa iar, bzzz, se deschide și ușa asta. Aoleu! Pătrund într-un hol. Într-un hol vine un servitor din ăsta și mi-a, domnul Diaconescu, aveți umbrelă? Zic, n-am umbrelă, frate, zic, trebuia să vin cu umbrelă. Dar eu aveam, mi-am pregătit că Rolls-Royce are umbrelă de-astea în portieră. Și zic, n-am umbrelă, dar pot să iau din mașină. Nu, nu, dacă aveți umbrelă, să-mi dați să vă pun. Acolo era un rastel din ăsta de umbrele. Era o casă de-asta englezească, așa, cum am văzut pe urmă mai târziu la Rasiu. Și... Cam ajuns mai târziu în Anglia la doamna Elizabeth, să vă povestesc în Anglia, după ce a murit Rațiu Săracu. Și îi dau ăsta umbrela, în fine, și îmi deschide ăsta ușa, majordomul, cum ar veni, și intru în casa. Și eu zic să rămână cu tare, îi dau un buchet de flori. Îi dau un buchet de flori, mi-am lăsat. Buchet de flori, mamă, zic, să o câștig pe femeie. La unde îi dau atâtea milioane de euro, mai contează un buchet de flori de 3 euro. Îi dau buchetul de flori, ia frumos, politicos, miroase. Îi dă majordomului să pună în apă și zice, poftiți în birou. Oh, mamă, zic, are și birou. Parcă mă vedeam pe mine scriind în birou acolo editoriale, articole, nu știu ce. Și mă poftește femeia în birou. Păi mă întreabă cu majordom, domnul Diaconescu dorește ceva? Nu mă întreabă pe mine direct, îl întreabă pe majordom dacă eu doresc cumva ceva. Adică... Să ne înțelegem. Da. Și eu zic, nu, mulțumesc, dar am pregătit ceva, nu știu ce, special pentru dumneavoastră. Niște, nu știu ce mi-a zis, studenței sau nu știu cum era, niște... Noi le zicem la Caraca la Livenci, știi ce sunt alea? Niște prăjituri cu prune înăuntru. Știți? Ah, da, știu. Cum se cheamă? Da, nu știu cum se cheamă, dar știu. A? Bun, niște prăjituri din astea. Și eu zic, nu, mulțumesc, dar mi le-a adus până la urmă cu forța. Și eu zic, da, mulțumesc mult că m-ați primit, îmi puteți și mie arăta casa, că de-aia mă chemați. Zice, nu acum. Vreau să vă cunosc mai bine. Pentru mine oricum era un început. Faptul că ea începusem tatonările, intrasem deja în casă și eu trăgeam cu coada ochiului stânga-dreapta. Zice, nu, că vreau întâi să văd dacă vreau să chiar vă doriți această casă, de ce vă doriți. Acum încep și povestesc viața, ce v-am povestit dumneavoastră până acum în ultimele 5 nopți, încep și povestesc. Știți cu tare, eu o să am un copil, nu aveți copii, nu am încă, dar o să am, o să aveți. Cine, cum e aia, cine are... Să nu avea copii. N-am, o să am și eu cu tare. Da, gălăgie, o să facă gălăgie dacă e mic. Nu s-a apucat să dormiți. Plus de asta și cu piscina asta e periculos aici, că să nu cadă în piscină. Dar nu prea e casa așa pentru o familie cu copii. Eu zic, da, nu, dar e mare, zic, arătat etaje și atât. E mare, are 8 camere și 7, băi, asta e casă mare, hai să... I-am spus lui bărbatul meu, băi, să facem și noi o casă mare, mă, că ne permitem. Am muncit și noi toată viața. Și am făcut casa asta micuță,
Eu de aia aș vrea să o vând așa, fiindcă vreau să o mut la o casă mai mare. Mai mare, cu mai mare curte, cu... Aici au venit vecinii ăștia, că între timp construise unul un bloc în spate, într-adevăr. Aici au venit vecinii ăștia și de când erau ei, când au venit în 97-98, nu era nimeni pe acolo. Mm-hmm. Mai nimeni pe stradă, erau doar loturi de-astea goale. Acolo fusese un parc pe timpul lui Ceaușescu. Și au venit ciocoie și au făcut construcții. Au părțit parcul. Și eu zic, doamnă, da, nu, lăsați, că mă descurc eu. Zic, când puteți arăta la etaj, cum e? Nu, la etaj oricum nu o să vă arăt niciodată. Etajul 1 și etajul 2 sunt ca aici, ca la parter. E aceeași împărțire, aceeași configurație. Nu vă mai duc sus. Mă, zic, asta nu mi-arată nici sus, nici nicăieri. Dar zic, puteți să-mi arătați măcar aici ce se vede acolo în zare, în dreapta, în stânga? Și ea zice... Da, haideți dacă insistați atât de mult și ieșim noi din biroul ăsta și pătrundem pe niște uși într-o sufragerie, în living. Dom'le, și în sufragerie fac iar o mare greșeală a vieții mele. O arcadă din asta așa, de asta inutilă, o tâmpenie, niște stâlpi așa inutili, care încurcau pe acolo, în jumatea casă. Și eu zic că stâlpii ăștia de rezistență, învățasem și eu din alte prezentări de casă, habar n-aveam eu oricum cu rezistența, dar zic, stâlpii ăștia de rezistență. Și ea zice, cu mâinile așa la spate, dar de ce mă întrebați? A, mi-a dat niște de-alea ca la pele și să pun în picioare peste pantofi. Mi-a dat niște de-alea ca la spital. Niște pungurițe. Să nu cimbici. Niște cimbici. Da. Să nu zgâriați. La pele și mai pusesem și aici. Și zice, dar de ce mă întrebați? Sigur, nu vă întreb așa, că mă gândesc dacă eu la Adică aș putea să-i dau jos ăștia. Aia a fost greșeala mea. Greșeala mea, fiindcă ea își pune așa, unde avea mâinile la spate, își pune pâinile la piu și zice, adică, dumneavoastră vreți să modificați casa aceasta? Și eu zic, nu, dar zic așa, mă gândesc, poate la o Adică, poate rufime, eu știu când o să crească, poate nu o să-i placă ceva. Am dat eu puțin înapoi, că vedeam că ceva nu-i regulă. Mă concentrat să-mi dat seama, de 6 luni mă pregătit să-mi într-o întâlnire asta. Și ea zice, auziți? Dacă dumneavoastră vreți să modificați casa asta, ia mergeți dumneavoastră afară și construiți-vă ce casă doriți și cum doriți dumneavoastră. Nu modificați mie casa. M-am uitat la ea. Bă, dar zic, asta urma să mi-o vândă. Acum mă gândesc că dacă mi-o vinde, ea cred că se mută, nu cred că rămâne aici cu mine. Zic, dacă se mută, eu poate pot totuși în secret față de ea să fac niște modificări. Zic, bine, domnule, dar zic, să nu mi-o de rău. Zic, chiar nu vreau să modific, am vrut doar așa să spun că la o Adică, dar zic, acum dumneavoastră m-ați convins, zic, vă promit că nu modific nimic. Poate să facă fiimea ce-o vrea, eu o dezmoștenesc dacă asta se apucă, când o avea 18 ani să modifice ceva. Oh, o scot. O scot din acte pe ea și gata, nu zic, eu vă ascult că înțeleg că casa are personalitate și nu știu. Și ea zice, păi da. Ce vedeți, gardul? Că acum ne apropiam, ea mă dăduse afară din casă. Eu politicos, nu să stau. Și mă conducea către ușă. Vedeți gardul ăsta? Da, zic, îl văd foarte frumos. Vedeți ce personalitate are? Da, zic, îl văd. Știți că bărbatul meu, nenorocitul de bărbatul meu, îl făcuse așa plin, adică gardul, cum să spun, acum are niște ferestre așa în el, cum să zic, niște decupaje. Îl făcuse plin așa, zid plin. Și când am ajuns acasă, după serviciu, am văzut că a ieșit gardul așa și am zis, la divorț? Acum mergem la divorț. Stai mă, iubito, iubiluica lui mama, stai, de ce să divorțăm? Că am făcut casa asta frumoasă împreună, cum ne-am visat noi, toată viața, bărbatul ăla milionar și el. Păi cum, mă, nenorocitule, mă, bag divorț acum, repede, și rezolvăm ea, că știi că am putere, am cei mai buni avocați din România. I-a zis asta, femeia, bag divorț. Păi cum ai putut, mă, tu să faci gardul ăsta fără personalitate? Și cum mai privește, mă, casa noastră în afară? Păi tu nu vezi, mă, că ai pus, e ca o eșarfă pusă pe privirea casei noastre. Și eu zic, da, așa e, aveți dreptate. Casa trebuie să privească prin gard. Și... ce ar face când vii acasă să privești prin gard casa? Nu trebuie să pui un obstacol între casă și proprietar sau între casă și oaspeți? Cum adică să pui un gard așa prin care nu se vadă? Prin gard trebuie să se vadă. Ăștia sunt ochii casei. Vedeți ochii aceia din gard? Da, zic, doamne, aveți dreptate. Aveți mare dreptate. Știți pe cine am vrut eu să iau la bătaie? Pe dumneavoastră vă respect, că m-am uitat la emisiunea dumneavoastră și mă uit de câțiva ani și mai ales emisiunea de aseară mi-a plăcut mult. Dar mi-a venit aici în casă și uite așa să plimbau amândoi cu mâinile la spate. Uite așa să plimbau amândoi.
Zic, cine, doamne, cine a venit? Acum casa asta, vă dați seama, fiind frumoasă toți și-o doreau. Toată lumea vrea să dea oricât pe ea și așa mai departe. Și zic, cine? Cum sunt babelele la Radio Șanț. Eu vreau și eu să aflu, să clevetesc, să vă spun mai departe, să povestesc la popor. Că știam că peste 7-8 ani o să ajung să vă povestesc și toate lucrurile astea. Și zic, cine, doamnă? Și zice, cine? Au venit aia doi, au venit. Și s-au uitat pe aici, pe în casă, că auzi că vrei să cumpere casa mea unde am muncit eu atâta, să o cumpere. Cine? Dar ei oricum construise casa asta când prețurile erau mici la materiale, la terenul, la tot. Mai mult de 200-300 de mii de euro nu-i costaseră. Și acum ei o vindeau cu 3 milioane, mă înțelegeți? Și făceau figurile astea. Da, da, ce vând eu casa mea. Și zic, doamnă, exact ca Mirela Ceanu acum. Doamnă, cine, doamnă? Nu mai uitasem că asta nu mai vrea să-mi vândă casa, că mă dăte să apară. Și așa, au venit ăia doi. Aroganția cu mâinile la spate să le vând eu casa. Cum să vând eu casa mea? Dar în timpul ăsta ea mă dădea afară pe mine. Ajunsă să-mi băt treptele în fața casei. Și eu zic, doamnă, în loc să-i zic, doamnă, dar nu-mi vindeți totuși mie. Cine zic, nu mi-ar dat să mai dai. Zic, doamne scumpă, cine erau ăia doi? Că să vedeți, poporul român are în gen asta cu bârba și cu... Și ea zice, cum cine? Hagi și cu Gică Popescu. Zic, ia mai povestiți. Păi uite așa, unde v-ați dus dumneavoastră, tot așa, curioși ca dumneavoastră, să se plimbe ei la etaj. Mă, cum să urcați voi la mine la etaj? Bărbatul meu era cum, ai dragă, iubito, iubi, hai, lasă-l că Hagi a făcut asta pentru naționala noastră. Ce să urce la etaj? Că la etaj e că la parter, n-are nimic de văzut. Da, eu vreau să dea nu știu câte milioane. I-ar fi dat averea lor. Genială, da. Și nu mai știu dacă Hagi sau Gică Popescu. Ăla a zis, nu știu care între ce. Și aici Gică Popescu avea deja copii sau nu știu. Și Gică Popescu la fereastra livingului. Ferestre mari care dădeau spre curte. Și Gică Popescu așa cu mâinul în spate, parcă-l văd cum grasează la șerurit. Domnule, dar aici în curte aș vrea să mai fac nu știu ce, un foișor. Nu știu ce am putut să fac. Și Gică asta i-a zis. Ia ieși afară cu din casa mea. Ieși afară cu casa mea. Să-ți faci tu la moda, să-ți faci tu casa. Cu voișor în curte. Nu faci tu la mine voișor. Mama mea. Incredibil. Și când am auzit că povestea așa, zic, ia uite, bă, ce bună emisiunea mea, că am scăpat de bătaie. Îmi dați doamnă capul în gură acum. Deci nu știe nimeni că am murit pe aici. Tipa la vreo 60 de ani, așa, dar bătăioasă, cum să spun, bărbatul să apuc, bărbatul la vreo 55 de ani. Ia hotărâre. Multimile și la un moment dat. Povestea e lungă, v-am spus-o, să-mi ia cel puțin 2-3 seri să vă povestesc cum se încheie toată negocierea mea. Dar la un moment dat, ca să nu uit, eu zic, și cum, domnule, eu acum ca să iau pe terenul meu, să câștig eu puncte. Și cum, doamne, zic, ăsta, domnule Gică Popescu v-a zis să facă foișor în curte? Dar e posibil așa ceva? Mai punea și pe aia. E posibil așa ceva? Și eu acum începeam să cobor treptele astea și să mă duc spre grădina asta. Să mă duc, domnule, ca să câștig teren, că poate ne întoarcem în casă, că rămăsese rău, le ajungăm cele nemâncate. Zic, poate o convinc să-mi vândă. Zic, dacă mă mai plimb asta 6 luni, mai că se dublează prețul casei. Zic, dau falimentre să vând o TV-ul, să cumpăr casă. Și eu încep să ajung spre curtea asta. Dar n-apuc să ajung spre curte și ne oprim în dreptul unui brad. Un brad frumos, un brad alb. Îl văzusem eu din stradă de multe ori când stăteam de șase în fața casei. Și zic, doamne, dar să strice ei curtea asta, vai, dar cât i-am iubit și eu și pe Hagi și pe Gică Popescu. Dar cum așa, chiar să facă foișor? Da, domnule, ca să vezi și dumneata ce e în țara asta. Nu-i cunoști pe oameni. Până nu-ți vin în casă, nu-i cunoști. Dacă îi vezi așa la televizor, ia cu bătăi în ăștia, propun și față de mine. Că și eu sunt, eram cam nenorocit. Asta nici nu știu dacă mă votează, vreau să spun la legea votare. Asta s-ar putea să fie una din puținele care votează tot PDL și tot USL. Să vă spun de ce. Fiindcă noi ajungem acum lângă partea verde a curții. Și ia cum gesticulă așa, zice, ia uitați-vă, ăsta e bradul Mircea. Și eu zic, ce brad? Bradul Mircea. Păi el e bradul Mircea. Și acum dânsa, doamna, îl ia în brațe bradul Mircea. Eu acum eram lângă ea și zic, băi, mașina e aproape la o, adică dacă se îngroașă gluma, o tai repede, că zic, după episodul cu aia cu piscina care nu vindeau.
Zic, lumea e stresată, frate, în București ăsta. Claxoane multe, aglomerații. Mecala nu e la Caracal. Avem și noi la Caracal, nebunul orașului, dar e doar unul. Aici sunt mulți. Și zice, el e Mircea. Și zic, să dau noroc. Să dau noroc cu el să nu se sucă. Dar bradul avea mâini. Înțelegeți? Bradul altfel frumos. Și zic, când mi-am dat seama că chiar de brad era vreo, am crezut că e vreun nepot al ei, Mircea, care se ascunde pe un brad. S-a cățărat pe acolo, cum sunt copii. Cum era din povestea lui Creangă, cu care culegea cireșe, care fura cireșele de la vecin. Și el începe să vorbească, zic, ea zice, el e Mircea. Și eu zic, încântat, ce puteai să spui la așa ceva, dacă vrei să nu pierzi casa. Lucrurile de acum erau clare. Și el zice, e Mircea, l-am adus din Danemarca. Deci Mircea, la rândul lui, avea o poveste extraordinară. Ce l-am adus din Danemarca. Toți specialiștii pe care am consultat, toți mi-au spus că el nu o să aibă viața aici la noi în România. Și eu nu să zic, de ce, doamne? O să fugă din țară. Când o să vadă pe Băsescu aici și pe Iliescu. Și zice, nu, că fiindcă calitatea solului de aici, din cartier, este potrivnică acestei specii. Și atunci l-am obligat pe bărbatul meu să cumpere niște hectare de teren pe Bărăgan, să ia cernoziom de acolo, din Bărăgan, să aducă aici să descarce, să schimbe. Bă, aici am escavat pământul, 2 metri am escavat și am pus pământ nou, pământ cernoziom din Bărăgan. Foleu, zic, firar să fie, casa asta devine din ce în ce mai valoroasă. După ce am eu socotelele în gând, începe să pară un chilibir. Și vedeam pe ăștia cu cărau cu basculanta, cernoziomul din Bărăgan. Vă dați seama, cum că acum nu știam unde au dus pământul de aici, care le scavaseră. Presupun că la loc în Bărăgan, da? Presupun că la loc. Și ea povestește, și am adus bradul din Danemarca cu un avion special. Și l-am adus aici și l-am pus. Și ne-am dat seama că nu are spor, nu crește cum trebuie. Și atunci ne-au spus specialiștii din Danemarca, i-am adus aici la București imediat. Ce se întâmplă cu el? De ce nu crește? A trecut un an, a trecut doi? Și i-a spus, doamne, zgomotul, în primul rând. Nu ați auziți? Acolo e un cartier foarte liniștit. Nu prea se aud niște decât girofarul lui Băsescu. Când trece Băsescu acasă, tiroriro, tiroriro. Și zice, nu auziți că e zgomot aici, zgomot. Păi și bradului nu-i place. Ia duceți aici. Și atunci au băgat niște boxe de-astea în gazon. Ia puneți niște muzică bradului. O muzică în surdină, așa să se audă. Dar să se audă subțire, să n-audă vecinii. Să audă muzica așa doar 5-6 metri, doar bradul se audă. Eu acum am crezut că ea mă ia la mișto și am zis, dar nu mai bine îi puneați bradul în niște căști și nu deranjați pe nimeni, dar m-am abținut. Și da, și Mircea. Și a zis, și atunci Mircea a început să crească. Și mi-am dat seama, mai ales când era el mic, că dacă noi îl alintăm și ne purtăm cu el frumos, el începe să crească și mai tare. Și eu zice, de atunci, de când era el mic, am început să le iau în brațe. Știți că e o poveste cu o familie care ia în brațe tăurașul când e mic, când e pui. Și tot îl ia și poate să-l ia și când are 300 de kilograme, dacă le iei în fiecare zi. Și așa și femeia mea a început să ia în brațe bradul. Dar a început bradul să crească, la semana mai târziu. Acum femeia mea, poate și de asta, i-a început să se ia proporții. Femeia, că de-aia mi era cam frică de ea. Dacă mai asta la bătaie acum, era așa o zdrahoancă din asta. Și zice, ele Mircea. Și zic, Doamne, dar ce poveste frumoasă, dar ce brad ne mai pomeni, dar este extraordinar, Mircea. Fiți atenți, eu dacă vreodată, o să mă mai lămuresc eu cu dumneavoastră, o să mă mai interesez, dacă vreodată o să vă vând casa, eu nu vă vând cu Mircea. Asta cred că îmi face preț separat pentru Mircea. Cred că mai îmi cere dublu numai pentru Mircea. Și zic, doamne, dar sunt de acord să veniți să-l luați, să-l iau. Adică dumneavoastră vreți să moară Mircea? Asta este ca o operație, ca un transplant de inimă. Dar ce de inimă? De scoarță cerebrală, de creier. Păi cum să putem risca să moară Mircea la o asemenea transmutare? Vă să la televizor, asta e posibil. De-aia nu vrea să riște. Păi domnule, și atunci cum să facem? Nu zice, trebuie să mă conving despre dumneavoastră că dumneavoastră puteți avea grijă de Mircea cum am avut eu grijă până acum. Și dumneavoastră luați pe Mircea în brațe acum? Nu pot să spun la televizor. Nu spun la televizor că pierd multe voturi. Nu spuneți. Dar eu zic, bă, dar cum mă controlează doamna? Cum mă controlează doamna? Și ea zice, vedeți, că eu dacă cumva vreodată o să vă vând, eu am să trec pe aici.
din când în când. Și am să mă uit după Mircea, să văd cum îi merge lui Mircea. Și în funcție de asta, și zic, Doamne, ce pot să-mi fac asta? Că facem actele, dau toți banii jos. Zic, te pomești că vine asta și mă evacuează din casă, mă are ceva, un tertip. Am pus la avocat, bă, citiți-mă mai bine, noi cumva vreo clauză cu Mircea, dacă s-au zis că Mircea pierde în casa. Că ăștia sunt în stare. Urmă, ani mai târziu, opresc cu, știți că totodată târcoale pe la casa aia. Și zic, mama, acum sunt vulnerabil. Opresc cu, cred că opresc cu mână în mână cu aia, cu vechea proprietară, mă evacuează. Lasă-l pe opresc. Și ce a spus ea? Cum vă vinde casa? Ei. E o poveste lungă și foarte frumoasă din care putem învăța cu toții. Dar aici am încălecat pășa și v-am spus povestea mea. Continuăm și în seriile și în nopțile următoare până pe 28 septembrie, când nu vom mai putea emite și nu vom mai putea spune povești. Acum dăm legătura Minervei, nu rata ceea ce urmează, fiindcă nu știți ce pierdeți.